chestie, o alarmă de incendiu aici în mallul ăsta principal de, din Hollywood și mi-e super frică. Dimineața, este o nouă zi și ascultăm muzică de Crăciun pentru că asta ne-a dat Alexa și eu acum m-am pus pe gătit. Ieri au gătit băieții, astăzi gătesc eu. Deci deja un ou ușor frumos făcut cu pâine cu guacamole și salmon și acum facem puțin bacon. Să vă arăt cum stăteam eu mai devreme ca să nu sară pe mine baconul, gen, mă rog, uleiul. Să mă vedeți în acțiune. Deci eram efectiv așa. Eram prosopul ăsta așa, purpurița în mână și așa. Ca să nu sară și mișcă mai mult. Știi că sunt așa, ok? Pe the very next day. Da, aia a fost alarma de incendiu. Eu eram foarte calmă pentru că am mai pățit. Ca să dorm. Ca să, nu neapărat să dorm, dar să dorm toată noaptea. Am gătit și acum ne-am pregătit de plecare. O să mergem prin Hollywood acum, pe la steluțe. Ne ducem la vreo 3 muzee astăzi și ne întâlnim cu un TikToker de aici, din America. Puteți să-mi scrieți și voi în comentarii dacă aveți un TikToker preferat care chiar e de aici, din Los Angeles. Așa că, hai să mergem! Vrează! America, mă uit dreapta și stânga, sincer, nu m-a săturat. Ok, este o alarmă de incendiu chiar aici în mallul ăsta principal. Auziți? Și zice, can I have your attention please? Este asta care luminează așa. I-a scos pe toți oamenii din magazine. Ok, Emi și-a uitat ghiozdanul la trăditoria unde am mâncat mai devreme și am rămas singură prin ele, pentru că Răzvan s-a dus cu el ca să alerge și eu nu mai aveam energie să alerg după ghiozdan. Deci am rămas singură prin ele căutând o steluță anume. Și nu știu câte sunt în total, o să caut pe internet să vă spun, dar da, sunt singură în ele. Doamne ajută, o să fie bine. Haideți să vedeți cum arată o mașină de pompieri aici, în Los Angeles. Ok, tocmai ne-am întâlnit cu un super TikToker care este foarte faimos aici în America și am făcut content cu el, a fost foarte amuzant și ne-am distrat foarte tare. Vorbea atât de bine engleză, adică era engleza aia americană și efectiv am vorbit în continuu în engleză, de-mi vine acum să gândesc în engleză și e foarte mișto să vorbești cu cineva engleză ca să poți să exersezi limba foarte bine. Și spre deosebire de ce cred în românii, el chiar a spus de vreo 5 ori că avem, fără să ne întrebăm, că avem un accent foarte bun și a zis de unde am învățat să vorbim atât de bine, deci iartă-mă pe mine, mulțumesc foarte mult, a fost super tare, așa că haideți să vedeți câteva filmări de pe story, pentru că n-am filmat și pentru video, cu mine, cu el, cu Parker și cu Răzvan. El seamănă foarte mult cu actorul de la Good Luck Charlie, Baftă Charlie, de pe Disney Channel, dacă știți, pe Gabe Duncan, așa că haideți să vedeți filmările cu el. So I'm here with my friend. What's up, everybody? Hi. And we are eating ice cream. Ice cream, yes. I'm trying to learn Romanian too. It's really fun. I really love your English. It's perfect. Thank you. Okay, acolo este o mulțime foarte mare. Aici băieții se pregătesc pentru un TikTok. Hi, Parker. Hello. Hi, Răzvan. Hi, Emmy. Wow, ce carcasă șmecherare. Ok, și acum ne-am întâlnit și cu Rares, care a fost la un muzeu de artă minunat. Ne-a povestit foarte multe despre el și mergem să mâncăm la In-N-Out Burger. Știu că nu-i foarte sănătos, dar ne fomică și am zis să nu gătim în seara asta pentru că suntem destul de obosiți, poate gătim mai târziu. Și arată foarte american așa, nu? Arată super, mamă, și cu palmieri ăștia în spate și cu... Oh my god! Oh my god! Deci să mergem! Deci cam așa arată mâncarea noastră. Iartă-mă pe mine, bună! Poftă bună! Arată foarte bine, de-abia aștept să mănânc.